Salutare prieteni și bine vlog pe canalul meu de YouTube Petru de la Moroen. Suntem și noi astăzi la treabă în orașul Târgoviște, timp de 8 ore. Așa că am revenit cu alte lucruri interesante de aici de la Târgoviște. Cel mai îndepărtat magazin, iată, astăzi din Târgoviște, aproape de Dedeman. Și vom merge pe aici prin oraș să vedem care mai este atmosfera la ora aceasta. Observăm că este puțin cam aglomerat și pe aici. Puțin mai în față este un domn care mi-a plăcut foarte mult de fiecare dată, să știți, când am trecut, care are niște plante foarte frumoase de sezon. Mă voi băga puțin să vedeți și voi ce plante frumoase are acest om aici la Târgoviște, dar înainte de toate mă voi asigura că voi transversa corespunzător. Deci o zi de toamnă aici la Târgoviște, pot spune eu, ok. Nu este nici chiar foarte cald, nu este nici chiar foarte frig. Ne bucurăm că mai adie vântul de la acest pe om. Era vorba că are o grămadă de plante. Deja se observă de la intrare că are câteva plante chiar foarte, foarte frumoase. Nu o să mai intrăm pentru că nu avem pe unde să traversăm, aici va trebui să ocolim. Aici este Șerif, unde mai mereu veneam și mâncam pe aici. Însă de data aceasta suntem pe grabă, așa că puțin mai târziu îmi voi lua o sticlă de apă și un sandwich. Nu voi mai mânca mâncare astăzi aici. Și după încheierea programului vom reveni la munte, pentru că în continuare de acolo vor exista și alte lucruri interesante, așa că am luat-o pe jos să vedeți și voi cât se poate merge pe jos în orașul Târgoviște. Mersi frumos, deci ne-am asigurat și noi am trecut la această trecere de pietoni. Deci vedeți cât mergem pe jos în fiecare zi, fraților, chiar foarte mulți kilometri, dar ne bucurăm că până la urmă facem și acest lucru. Deci vedeți chiar vremea bună, pot spune, din toate punctele de vedere aici la Târgoviște. Erau autobuze locale, dar nu am mai așteptat, că nu știu când vor trece exact, dacă sunt din 10 în 10 minute sau dacă sunt din 20 în 20 de minute. Aici avem Lidl, noi momentan nu mercantizăm produsele în Lidl și ne vom relua activitatea de la următorul magazin, care este tocmai în centru. Avem foarte mult de mers și astăzi și probabil vor exista și o grămadă de lucruri de făcut și de acolo la Moroen, și vă voi explica la finalul zilei, când voi face încheierea, cam ce s-a întâmplat, sau dacă aș mai putea să mai filmez niște lucruri interesante de aici din oraș. Aș avea nevoie să dați și voi un like și un share și vă mulțumesc că de la zi la zi suntem în număr mare și lucrul acesta este un lucru foarte îmbucurător pe care mă urmăriți în fiecare zi. Vă doresc toate cele bune alături de familia voastră, de prietenii voștri, pentru că tot vom avea de mers în continuare. Mereți orașul Târgoviște, un oraș care s-a dezvoltat, exact cum am spus, foarte mult în ultimul timp pe aici. Au apărut hotelul noi, au apărut construcții noi, lucruri frumoase și noi pe aici de la orașul Târgoviște. Vă doresc vizionare plăcută și aș vrea ca săptămâna aceasta, sincer vă spun, să treacă mai repede, pentru că în weekend, dacă veți rămâne pe canalul meu de YouTube, veți realiza o grămadă de lucruri interesante, ce se vor petrece, cine ne vor fi alături weekendul acesta de noi, cum vom petrece și, nu în ultimul rând, ce vom face acolo la munte alături de oamenii noștri dragi, că sper că de asta vă era și vouă dor să vedeți și voi altceva. Și cu siguranță vă voi arăta și aceste lucruri. Vă doresc multă sănătate și toate cele bune. La revedere!
Salutare și bine ați revenit la un nou vlog pe canalul meu de YouTube Petruț de la Moroieni, unde vreau să stau de vorbă cu voi și astăzi să vedem ce lucruri s-a mai întâmplat astăzi prin oraș. Ați văzut că este cale lungă de mers viața unui merchandiser, având în vedere că nu am permis să merge foarte mult pe jos. Mai au în unele locuri autobuze locale, taxiuri, depinde de situație, acum că vine frigul probabil se va întâmpla mai mult ca sigur acest lucru, dar vedeți, eu mă bucur că pot să vă arăt toate aceste lucruri, ce se mai petrec și ce se vor mai petrece pe aici, pe la munte, pentru că aici ne desfășurăm majoritatea timpului și vreau să vă mulțumesc că suntem un număr mare și iată că parcă de la zi la zi este îmbucurător lucrul acesta că creștem și o să vedeți multe lucruri interesante, de aceea și avea nevoie să dați și voi un like și un share la videoclipurile mele. Vă mulțumesc din suflet că faceți acest lucru. Acum sunt în cameră la mine și sper ca în seara aceasta România să obțină cele 3 puncte în meciul cu Kosovo, pentru că, v-am spus, sunt iubitor de fotbal și mai ales când este vorba de echipele mele la care țin de suflet, mai ales fiind și țara mea, România, n-am cum să nu susțin să fiu alături de acești băieți minunați, unde sper să-și facă treaba și să obțină cele 3 puncte. Sunt în cameră, am filmat o dată la TV și nu mi-au dat voie la acel videoclip, așa că nu voi face acest lucru, vă povestesc puțin cam ce se întâmplă și acolo. Este minutul 10, încă avem timp suficient pentru a obține cele 3 puncte, care eu zic că sunt chiar foarte necesare în această grupă. Haideți să le arătăm la toții că și românii suntem buni în toate și că putem să ne calificăm la un turneu mondial de care România are foarte mare nevoie să se întâmple acest lucru după anii buni de zile în care nu s-a mai întâmplat acest lucru. Haideți să fim acolo unde ne este locul și nouă în echipele de top. Deci astăzi, azut, este foarte mult de alergat în viața unui merchandiser. Este și responsabilitate, să știți. De aceea am ales să fac totul ca la carte, să-mi fac treaba bine, pentru că mi se pare normal și firesc, mai ales că îmi place foarte mult și ceea ce fac. Dar vor urma zile și zile, dar mâine voi fi tot în oraș, iar după încheierea programului voi reveni cu alte lucruri mai frumoase de aici, de la munte, pentru că ușor, ușor ne pregătim pentru weekend, unde va fi unul extraordinar. Vom avea invitații de senzație, nu o să vă spun acest lucru cine, dar o să vedeți și voi acest lucru atunci și o să fie petrecere mare și frumoasă alături de oamenii noștri minunați. De bea să vină acele zile, cu toate că zilele, să știți că mi s-a părut că trec foarte repede. Mâine este deja miercuri, ne mai răspar doar câteva zile până la începutul weekendului, deja suntem la jumătatea săptămânii, așteptăm cu nerăbdare să treacă și aceste zile de muncă și o să ne relaxăm în weekend alături de familie, de prieteni și de cei dragi nouă, pentru a vă arăta cele mai frumoase lucruri care se pregătesc aici la țară, pentru că v-am arătat câtă treabă este la țară de făcut, câtă responsabilitate există, pentru că ne trezim de dimineață, mai ales că merg și în orașul Târgoviște și iată că socoteala de acasă, vorba ce să potrivești cu cea din târg, la Târgoviște este oraș, este totul diferit, aici la țară este diferit, de aceea vă voi arăta cum arată sincer și o petrecere de senzație la munte aici și azuc că au existat o grămadă de situații din acestea, aproape weekend de weekend, iar după aceea în încheierea săptămânii, dar mai este până acolo, am stabilit ca la ora 21 seara să fim live, sper să fim mai mulți, de aceea anunț din timp ora 21 live pe canalul meu de YouTube duminică seara, unde dacă aveți întrebări eu vă pot sta la dispoziție și colabora împreună și
mai împărtăși lucruri noi cu voi, cu toți. Vă doresc toate cele bune și vorba aceea, hai România, vă spun, mă uit în seara aceasta, chiar cu toate dacă sunt obosit. Măi, voi trage de mine, voi încerca să fac tot posibilul, că n-am mai stat de mult până la o oră așa târzie, dar să știți că se merită pentru echipa noastră națională de suflet, se merită să se întâmple acest lucru și haide să-i vedem pe băieții noștri în sfârșit că vor obține victoria și că ne vom auzi cu vești bune despre acest meci la finalul zilei de mâine. Vă doresc toate cele bune și nu uitați, în această perioadă, dați și voi un like și un share. Petruț de la Moreni vă salută pe toți cu stimă și respect, vă mulțumesc că mă urmăriți, Doamne ajută și rămâneți în continuare pentru a vedea noi lucruri interesante ce se petrec, sănătate și toate cele bune!